Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. În Egiptul antic exista o listă cu 10 faraoni care au domnit foarte mult. Este posibil oare ca în trecutul îndepărtat să fi existat o perioadă în care oamenii să trăiască de 10 ori mai mult decât în vremurile actuale? Și dacă da, atunci cum putem face să revenim la acea viață lungă pe care o aveau strămoșii noștri îndepărtați? Este foarte interesant de observat faptul că există anumite locuri în lume, există anumite zone în care se pare că oamenii dețin astfel de, să spunem, mistere la care noi nu avem acces, este doar un vis. Vom discuta astă seară despre toate aceste posibilități prin care noi putem să facem în așa fel încât să, nu știu dacă să trăim mai mult, dar oricum să trăim mai bine, alături de Eugen Mârț și de Lucrețiu Tudoroiu. Bună seara și bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Bună seara! Iată, foarte interesant acest subiect pe care ni l-ai propus, Eugen, acest, nu neapărat elixir al tinereții, dar oameni care se pare că în trecutul îndepărtat dețineau anumite formule prin care viața putea fi mult mai bună și trăiau mult mai mult. Cu ce începem? Păi exact cu ce ai spus, acea listă la care ai făcut referire este o listă de 10 faraoni din Egiptul străvechi îndepărtat care au domnit timp de 10.000 de ani. Deci o socoteală simplă ne arată că un faraon a domnit în medie aproximativ 1.000 de ani. Avem și în Biblie, în Vechiul Testament, familia lui Adam, unde se prezintă cu multă rigurozitate vârstele membrilor familiei lui Adam, care trăiau în medie 800-900, aproape 1000 de ani în cazul lui Matusalem, Metusala îl chema de fapt, și au fost multe discuții în legătură cu acest fapt. Unii credeau că poate se făcea o numărătoare greșită a anilor, dar atunci rezultă că alți membri din acea familie celebră a lui Adam ar fi făcut copii la 5 ani, ceea ce este imposibil. Și atunci se presupune că, de fapt, timpul se desfășura altfel înainte de potop. Deci era o altfel de lume, Alina, și o să intrăm în detalii, pentru că avea niște caracteristici acea lume înainte de potop, pe care lumea noastră nu le mai are, dar le poate redobândi. Și înainte de a trece mai departe, eu zic să facem o diferențiere între trei variante, ca să zic așa, de prelungire a vieții. Există variante de prelungire a vieții cu durate de 5-10 ani, adică o prelungire într-o măsură mai mică a vieții, și aici se cunosc metodele, vom descrie pe îndelete. Există metode de prelungire a vieții mai spectaculoase, care duc la prelungirea vieții cu 20, 30, 40 de ani, și pe acestea le vom prezenta. Și există aceste mărturii, dar nu numai din vremurile îndepărtate, vom vedea că avem și cazuri mai recente, de oameni care au trăit documentat sute de ani, și aici va fi nevoie de o discuție acum specială. Aș vrea doar o clipă, Eugen, aș vrea să se înțeleagă, pentru că trebuie să fim foarte atenți cum punem problema. Se știe că la naștere, adică cel puțin cei care se ocupă de zona asta spirituală știu lucrul acesta, omului este dat să trăiască o anumită perioadă de timp, de aceea eu una stau destul de liniștită, pentru că știu că se cam știe cât trăiește. Bineînțeles. Fiecare, oricât de mult ne-am panicat noi, că mi-e frică să zbor cu avionul, exact, frică de, mă rog, o boală și așa mai departe. Știu că Dumnezeu știe exact cât are de trăit fiecare, oricât de mult, da, am crede noi că nu este așa. Și nu poți să mor nici mai târziu, nici mai devreme. Asta am vrut să spun. Pe de altă parte, la fel de adevărat este și ce spui tu. Chiar dacă atunci când ne naștem se pare că se știe firul vieții, exact minut, secundă, totuși există și aceste teorii care mi se par foarte valide, conform cărora, Lucrețiu, au existat în trecut oameni care, chiar este o realitate, au trăit foarte mult. Așa este. Acum, cheia, până la urmă? Acum, sigur, făceai mai devreme referire la ideea că era vorba de ani lunari, adică de luni, da, altfel spus, de perioade de 28 de zile, și viața lungă lui Matusalem de mai puțin de 1000 de ani, că niciunul dintre patriarhii biblici nu a trăit 1000 de ani. A fost 80 de ani, care era o vârstă pentru perioada aceea, dacă ne gândim acum vreo 6000 de ani. 80 de ani ar fi acum vreo 200. Exact. 300 chiar. Așa e. Pentru că speranța de viață era de 22-23 de ani. La 15 ani aveau copii. Haideți să vedem solul. Așa. Ceea ce vreau să spun este altceva, că este o întreagă dispută în lumea științifică și se consideră că deja s-a născut omul care va trăi 1000 de ani.
acum, că trăiește printre noi și că acest om, datorită dezvoltării tehnice, descoperirilor geneticii, nu care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu înțeles de oameni, în măsura cât pot oamenii să înțelegă cuvântul lui Dumnezeu ca și structurarea materiei vii, iată că se va ajunge ca unul dintre noi, nu știm cine, să trăiască 1000 de ani. Da? E interesant. Asta face parte și dintr-o tradiție mai veche, nu e evreu rătăcitor care până la venirea lui Mesia va trăi veșnic, da? Nu va muri decât atunci. Mai sunt și, cum să zic, unii spun că ce scrie în Biblie e influența miturilor sumeriene cu regii care au urma zeilor. Da? Și aici are un sâmbure de adevăr. Ce înseamnă că erau regi care au urma zeilor? Înseamnă că erau ființe spirituale, spiritualizate, că erau regi de drept divin, de fapt. Da? Că puterea lor nu era una rezultată din puterea armelor, din faptul că erau șefi de tri puternici, au cucerit pe ceilalți, ci din faptul că erau un dumnezeiți, cumva. Da? Deci trebuie să înțelegem și cred că aceasta este cheia pe care vrei să o folosești în analiza pe care o facem în emisiune. Adică în dumnezeirea. Important e îndumnezeirea noastră, ceea ce ne permite o viață lungă, dar doar dacă e de folos celorlalți. Trebuie să accentuăm acest aspect, pentru că Hristos, care era om și Dumnezeu, a trăit 33 de ani. Vreau această idee foarte importantă, Alina, pentru că începuse să spun că există metode ca să-ți prelungești viața puțin sau ceva mai mult sau de 10 ori, adică să trăim precum Matusalem aproape 1000 de ani. Această a treia variantă subscriu la ideea că nu este posibilă fără o apropiere foarte mare de divinitate. Este absolut imposibil să trăiești atât de mult și ca dovadă că ceea ce a spus domnul Lucrețiu este adevărat, s-a făcut un studiu despre cine trăiește mai mult. Adică trăiești mai mult dacă nu mănânci carne, trăiești mai mult dacă nu fumezi, trăiești mai mult decât nu bei. Ei bine, rezultatul a fost surprinzător. Eugen, evident, exact ce nu face el. Așa. Totuși s-a descoperit că ceea ce prelungește viața cel mai mult este să fii liniște, de folos, nu, să fii de folos oamenilor. Acei oameni care au utilitate socială, deci care trăiesc pentru a ajuta pe ceilalți, chiar dacă mai beau, chiar dacă mai fumează, chiar dacă mai mănâncă carne, ei trăiesc cel mai mult, ceea ce sprijină această idee. Da, și mai există o teorie conform căreia, că sunt și foarte mulți oameni care s-au sacrificat pentru alții și au murit de vreme, deci, bine, până la urmă, exact, până la urmă, orice teorie are și excepții. Bineînțeles. Dar, totuși, se pare că în urma studiilor, cei care sunt foarte longevivi, aparțin anumitor zone ale de pe pământ, sunt totuși oameni care au o liniște sufletească. Cei mai mulți trăiesc în comunități sau au familii foarte bine structurate, fără probleme emoționale, pentru că se pare că stresul emoțional și stresul în general provoacă cele mai mari neplăceri, având consecințe nefaste asupra organismului. Dar haideți să vedem, tu ca specialist, ca yogin, profesor și maestru de yoga, Lucrețiu, bineînțeles, în domeniul de atâția ani, nimeni nu poate să găsească elixirul tinereții, pentru că așa am fi... Alchimiștii pretind că l-au descoperit. Dar, totuși, ca specialiști în domeniu și ca practicanți, ce sfat le dați oamenilor în această perioadă în care conservarea energiei, exact ce vorbeam la prânzul Crețiu, devine foarte importantă? Să știm cum să ne conservăm energia. Chiar am vrut să vorbim astăzi, dar nu cred că mai avem timp, și despre activarea chakrelor. Cum am putea, Eugen, să ne conservăm mai bine energia? Ce ne spui? Păi uite, haide să pornim de la un caz documentat, oficial, al unui chinez pe nume Li Chongyuan, care a trăit până la venerabilă vârstă de 256 de ani. O mulțime de surse precizează aceasta, chiar guvernul chinez a fost felicitat de mai multe ori și în anul 1877 cu prilejul împlinirii vârstei de 200 de ani și mai devreme în 1827 cu prilejul împlinirii vârstei de doar 150 de ani. Acest chinez a avut, stai așa că mi-am notat undeva, a fost tată la 200 de copii, s-a căsătorit de 23 de ori, el a devenit vegetarian la 10 ani, deci atenție, nicio speranță să depășiți 100 de ani sau să trăiți foarte mult dacă mâncați carne. El era expert în folosirea ierburilor medicinale și întrebat pe patul de moarte care este secretul longevității sale, întrebarea ta, el a răspuns criptic: păstrați inima în tăcere. Și dacă vrei, traducem fiecare lucru: stați ca broasca țestoasă, mergeți vioi ca porumbelul și dormiți ca câinele de pază.
Incredibil. Da, am să repet. Explicăm, te rog. Păstrați inima în tăcere, stați ca broasca țestoasă, mergeți vioi ca porumbelul și dormiți ca câinele de pază. Păstrați inima în tăcere este o aluzie la rugăciunea inimii, în mod evident, care nu se face prin cuvinte, în forma aici mai înaltă. Stați ca broasca țestoasă este o tehnică celebră, postura broaștei țestoase în yoga, care ajută la interiorizare. Deci dacă ne exteriorizăm, pierdem foarte multă energie și atunci avem nevoie de momente de interiorizare. Mergeți vioi ca porumbelul, se referă la starea de zbor. Porumbelul este simbolul păcii, deci iubiți, iubiți foarte mult și dormiți precum câinele de pază, adică treziți-vă conștiința superioară. Câinele de pază este un câine mereu treaz, un câine care nu doarme niciodată sau dacă doarme, doarme ușor. Deci dintre toate teoriile pe care le-am auzit la emisiune de-a lungul timpului legate de longevitate, asta mi se pare incredibil de pertinentă. Da. Foarte bune sfaturile. Poate așa apare, nu-ți dai seama. Este incredibil. Lee, acest chinez care a trăit 256 de ani, susținea că pacea și liniștea interioară sunt secretul longevității. Evident, dieta a jucat un rol important. Într-un final, întrebat totuși care este aspectul cel mai important, el a spus că a trăit atât de mult datorită minții sale. De exemplu, Eugen a spus un lucru interesant și eu aș încerca să-l fac asta cu carnea, care poate nu să o eliminăm, pentru că noi cei care mâncăm, consumăm carne, e greu. Da. Lucreți un număr încă de câți ani? 31. Nu mâncați carne deloc? Deloc, da. Nici de pește, nici nimic. Nu. Iar tu la eu fel? Nu mănânc fix de 40 de ani. Bun. Deci putem încerca să mai reducem consumul de carne. Sunt foarte multe explicații de ce. Unii susțin că nu pot trăi fără a mânca carne. Autosugestie. Probabil. Sau fără un viciu și așa mai departe. Puterea obișnuinței, Alin. Dar dincolo de regimul alimentar sau să nu mănânci după o anumită oră, pentru că îți obosești organismul, și spunea Lucrețiu foarte interesant într-o pauză la prânz, faptul că până la 60 de ani noi ne permitem anumite extravaganțe, nu se vede, după care începe să se vadă. Problema este că noi ce facem și la 20 de ani se va vedea după 60. Aici exact. Este problema. Dar ceea ce mi se pare fantastic din ceea ce ai spus tu, să stai ca broasca țestoasă, mi se pare fabulos, este ideea de a ne conserva energia. Pentru că cu cât să minimizăm consumul nervos al evenimentelor cu care ne intersectăm, de la banalul trafic care te scoate din minți și te enervează, până la orice replică, nu știu, orice contradicție cu cineva, orice ceartă, orice eveniment nefast pe care noi nu putem să-l controlăm. De exemplu, îi se întâmplă ceva unui om drag. Tu n-ai cum să controlezi destinul cuiva, că nu ești tu Dumnezeu. Dar consumul tău interior te poate distruge. Da. Mai este un secret, și anume să-ți descoperi calea, destinul sau menirea și să o urmezi cu fidelitate. Există și un caz documentat tot așa în arhivele oficiale de la vremea respectivă a unui țăran român din Ardeal care a trăit peste 200 de ani. Cu ce ocazie s-a descoperit asta? Când el era tânăr, s-a făcut o înțelegere între săteni, biserică și boierul local despre folosirea islazului pentru păscut. După 200 și ceva de ani, urmașii boierului inițial încalcă înțelegerea și se face un proces notat în arhivele austro-ungare. Și este chemat ca martor acest cioban român, ardelean, care trăise cu 200 de ani în urmă și este scris acolo în documentele de la proces, Petre Baciu sau cum îl chema, 200 și ceva de ani. Se știe despre el că era înalt, voinic, la vârsta de 200 de ani încă muncea, căra singur bușteni în spinare și îi plăcea foarte mult să ajute oameni. Deci dacă aveai o problemă, îl chemai pe acel cioban și el te ajuta. Foarte interesant, deci atunci putem să ne recalculăm vârsta, Eugen. Da. Voi fi mult mai optimistă după emisiunea asta. Deci exact. Am chiar vârsta pe care o am, am jumătate, dacă ar fi să judecăm. Suntem foarte tineri, de fapt. Da, într-adevăr, am văzut și un documentar zilele trecute la televizor cu un domn care avea 103 ani, deci mergea incredibil, săltăreț, era optimist, scria într-un jurnal, scria în fiecare zi. Era atât de lucid și mi-a dat foarte multă speranță, pentru că m-am gândit, totul vine și din interior, dar probabil că dacă am analizat viețile acestor persoane, am vedea că nu au fost persoane foarte nervoase, nu au fost persoane foarte panicoase, nu au fost persoane agitate. Da. Probabil că au avut un mod de a se conserva. Bine, așa probabil au fost de la Dumnezeu lăsați, că nu, e foarte greu. Au și optat. Deci au și optat să-și ducă viața astfel, pentru că până la urmă
E un moment de inflexiune în viața fiecăruia în care noi ne alegem drumul în viață. Că poate fi la 16 ani sau la 30 de ani. Sfântul Apostol Pavel era Saul, da, până i s-a arătat Dumnezeu și și-a schimbat cu totul viața și nu era un tinerel. Asta vreau să zic. Deci e un moment în viață care poate fi oricând. Au fost la noi, de exemplu, Lascarov Moldovan, care era o personalitate culturală care a avut o revelație a creștinismului pe la 45-50 de ani. Da, și a devenit un credincios fervent, fără a fi ateu până atunci. Dar nu, era un creștin obișnuit, da, și a avut o trăire intensă religioasă. A avut la un moment dat, da, un vis, deci, acum câțiva ani, cu o persoană din viața mea, o prietenă foarte dragă mie, și am văzut-o în visul acela bătrână. Era, de fapt, chiar verișoara mea, nu o prietenă. Și am văzut-o bătrână, în vârstă, cred că avea 90 ceva de ani. Bine, are un regim de viață impecabil, ce-i drept. E sportivă, mă rog, nu are vicii, nu nimic. Și am văzut-o foarte bătrână, deci, repet, avea, cred că, aproape 100 de ani. Și m-am gândit, mă, ce face ea de... Ar putea, că visul era foarte real, adică nu cred că m-am înșelat. Și mi-am dat seama ce, adică, exact broasca testoasă de care spune Eugen, deci o persoană care are un fel de mod de a se conserva, viața este impecabilă, nu vicii, nu nopți pierdute, nu... mâncare aiurea și așa mai departe. Deci iată că visul acesta n-a fost chiar întâmplător și făcând comparație cu regimul meu de viață mi-am dat seama într-adevăr o persoană care știe să-și conserve energia foarte bine și nu iese din mat ca ei orice ei face. Orice ei spune, orice necaz îl minimizează, te duce pe zona de a trăi la intensitate minimă din punct de vedere al stresului un eveniment. Pentru că o să zică cineva, păi cum să trăim vremurile astea fără să ne stresăm? Putem să le trăim fără să le stresăm, respectăm ce este de respectat, minimizăm efectele negative pe cât posibil, da, și încercăm să ne conservăm. Pentru că consumul acesta energetic în exces, chiar dacă tu ții un regim de viață impecabil, pentru că trebuie să recunoașteți că și sunt și persoane care nu mănâncă carne și nu trăiesc neapărat mult pentru că sunt foarte agitate. Agitate și chiar dacă nu mănâncă carne, este posibil să nu aibă totuși o alimentație echilibrată. Aș vrea să menționez că există totuși o știință străveche practicată și astăzi, și anume alchimia, a cărui scop suprem era transformarea omului și atingerea, printre altele, a nemuririi sau a unor vârste foarte înaintate. Alchimia nu este doar de sorginte vestică occidentală, există și o alchimie taoistă practicată în China străveche, unde scopul suprem era activarea completă a unui centru energetic numit Tantien, situat în zona abdominală, cu două degete mai jos de ombilic, numit centrul esențial al energiei vieții, care odată activat purifica complet corpul fizic, înlătura toate bolile și asigura o viață neobișnuit de lungă. Există legende cu maeștrii chinezi care au 300 de ani. De asemenea, în India există o alchimie yoghină tantrică care pretinde de asemenea că duce la prelungirea uimitoare a vieții și se crede, de exemplu, că marele maestru Babaji, care este inițiatorul mai multor căi spirituale care se prelungesc și astăzi, cum ar fi Kriya Yoga, se presupune că el și-a activat corpul de diamant, o structură specială despre care, dacă vrei, vorbim, și că ar avea actualmente peste 1000 de ani, el trăind ascuns în munți și coborând în secret, din când în când și foarte rar, pentru a da inițieri secrete unor discipoli privilegiați. De asemenea, această preocupare exista și în Egiptul antic, se căuta un elixir al vieții care putea prelungi incredibil tinerețea și putea amâna moartea corpului fizic, iar alchimia medievală occidentală urmărea de asemenea în mod deosebit o transformare interioară atât de mare, încât alchimistul devenea practic nemuritor. Cel mai cunoscut este Contele de Saint-Germain, o figură exotică și misterioasă, care a fost văzut de-a lungul timpului de martori de încredere la mai multe curți importante europene la o distanță de câteva sute de ani. Alchimist declarat, el pretindea că a descoperit secretul fabricării diamantelor. Asta explica averea lui fabuloasă pe care nimeni nu știa cum a dobândit-o. Foarte interesant, apropo de alimentație, nu a fost niciodată văzut mâncând în public, deși el se afișa în public, însă se știe că era vegetarian și se mai știe că practica celibatul la un mod absolut. Deci, iată, și alchimia este totuși o știință serioasă, pentru că cine s-a ocupat de alchimie? Marele Isaac Newton, care este cel care practic a adus fizica în epoca modernă, membru al Academiei Royale, Regale de Științe din Londra, și care odată fiind întrebat de ce un om atât de
cum să spun, cunoscut cu reputația lui științifică, se ocupă de științe neserioase, cum ar fi astrologia și alchimia, el a dat celebrul răspuns, Sir, I have studied it, you did not. Adică, domnule, eu am studiat-o, dumneata nu. Da, am vrut să spun, să adaug ceva la domnul acela de 103 ani care a trăit și arăta la 100 și ceva de ani impecabil și spuneam că era foarte vioi, că totuși trecuse prin foarte multe greutăți în timpul celui de-al doilea război mondial, adică da, nu este ca și când, dar probabil că mă gândesc modul în care a perceput stresul a fost minimizat. Deci nu este vorba cu oamenii care trăiesc mult neapărat, nu au necazuri sau nu trec, poate trec prin niște cumpene de viață incredibile. Eu și pot spun... fi oameni care au un consum interior imens, neavând de fapt niciun necaz. Știți, eu asta spun, Alina, poate destinul lui era să treacă prin acele necazuri și să treacă cu bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă el și-a urmat destinul cu încredere, a primit viață de la Dumnezeu. Dacă ar putea cineva să, probabil că sunt studii, dar nu avem noi acces la ele, să se studieze, adică să se facă o cercetare, dar cercetare, a vieții tuturor oamenilor care au trăit peste 90 de ani. Și să vedem, sigur sunt studii, ce au în comun, dar studiată viața în amănunt, nu așa... S-a găsit, și un, cu siguranță au ceva. S-a găsit și un factor psihologic, da, Alina, și anume o viață de familie foarte bună, adică colectivități cu familii mari, unde cel puțin o dată pe zi se întâlnește întreaga familie, nepoți, strănepoți, copii, părinți, este bunici, vorba de o bună stare psihică. Exact. Da, o liniște interioară. Acum noi trebuie să înțelegem un lucru. Din punct de vedere biologic, organismul uman este setat ca vârstă maximă 120 de ani. Sigur că asta, cum să zic, vedem, și pe, vedem și pe ecranul unui autoturism că el poate să ajungă până la 300 de kilometri, să zic. Poate că în primii 5 ani... La vale și cuvântul din nu, spate. Nu, 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 în primii 5 ani chiar ajunge, pentru că unul din testele pe care le face orice proprietar de mașini este să împingă, chiar și banal a dat și 1100 și respectiv 1300, dacă țineți minte, avea 160 kilometri maxim și... având în vedere că aveam autostrada București-Pitești, cunosc mai multe persoane care au văzut să vadă, au vrut să vadă dacă se ajunge la 160 de kilometri, au ajuns pe la 150, mașina intra în vibrații, nu, n-am mai reușit la 160, dar asta când era nouă. După aceea, nici la 140, da? Deci este o uzură firească, da? Care depinde de îngrijirea care este acordată unei mașini. Acum este o comparație evident. Noi, pentru că suntem ființe holistice, da, adică suntem un întreg. Este vorba de corp și de suflet. Ca să ajungem la aceste vârste, trebuie să avem grijă și de unul și de altul. Deci nu merge doar să ne hrănim sănătos. Chiar dacă mâncăm echilibrat, da, și avem o minte unui criminal, da, care dorește să facă rău. Doamne, apără și ferește de așa ceva. Deci trebuie să înțelegem faptul că un om cu credință în Dumnezeu nu se stresează. De ce? Pentru că atunci când ne racordăm la planurile dumnezeirii, la lumea spirituală, înțelegem cauzele lucrurilor care ni se întâmplă și atunci stresul este de fapt un sentiment de nedreptate pe care eu îl simt, Lucrețiu Tudoroiu, pentru că mi se întâmplă lucruri rele și eu cred că este nedrept pentru că nu meritam să mi se întâmple acele lucruri când de fapt le meritam din plin pentru că trebuia, au făcut greșeli și trebuie plătite greșelile, mai bine acum decât mai târziu. Cum zicea cineva, nu vreau să ard în căzănel, da? Așa, și cred că este o idee foarte bună și să înțelegem acest lucru. Trebuie să avem grijă și de corp și de suflet. Ideal amândouă. Și avem pe domnușora care are 105 ani și care acum un an de zile a stat la mine în aticariat o jumătate de oră și se plimba de la un cap la altul. N-a stat locului, vreau să zic, nu s-a așezat pe un scaun. Atunci 104. Așa, acum 105. Da. Deci avem printre noi oameni care au această vitalitate excepțională la 104 ani, 105 ani. Wow! Ca să zicem. De ce? Pentru conștiință, adică fără... Și cu o minte brici. Și corp și minte. Deci pentru că suntem un întreg. Și preocupările, am observat și treaba asta. Da, trebuie să ai preocupări. Și să evităm conflictele. Din păcate, oamenii conflictuali trec prin... Sunt expresia unor frustrări. ...împătrânire, care nici nu mai are legătură cu vârsta. Poți să fii tânăr și să fii îmbătrânit, pentru că contradicțiile acestea trebuie rezolvate cât mai repede. Se vede că ei sunt senin, sunt zen. Oamenii care trăiesc foarte mult, nu că ei nu au avut probleme, au avut, dar le-au minimizat. Deci ce zice Eminescu? Mici de zile, mari de patim. Da. Inimi bătrâne, urâte. Da?
Este vorba de exact de ceea ce spuneai. Deci, atunci când omul se racortează la lumina spirituală, la dumnezeire, atunci, nu că nu mai sunt conflicte în jur, dar ideea este, și un sfat pe care mi-l dau mie și îl dau oricui, să nu te culci supărat cu nimeni. Și eu propun contemporanilor noștri și celor care audiază această emisiune un exercițiu simplu. Lăsați deoparte grijile de vineri de la ora 16 până luni la ora 8. Da? De ce? Pentru că de vineri până duminică, înainte era o singură zi liberă pe săptămână și aceea era consacrată lui Dumnezeu. Acum avem două zile jumătate. Hai să facem prin două zile jumătate pe care le avem la dispoziție acum, ceea ce făceau strămoșii noștri care aveau o singură zi la dispoziție, să o consacrăm lui Dumnezeu, adică spiritualității. Că ce înseamnă ziua liberă? Că noi acum ne închipuim că ziua liberă este stai, mă trezesc eu la 10 seara, 10 dimineața și așa. Nu, ziua liberă înseamnă să ne consacrăm lumii spirituale, să ne înălțăm. Că dacă nu ne înălțăm, orizontalitatea ne distruge. Revenim după publicitate. Am revenit să spune că pe vremuri oamenii trăiau și 900 de ani. Da. Există o explicație chiar simplă pentru această teorie și anume, o observație simplă, empirică, arată că animalele mai mari, ca înălțime și ca volum, trăiesc mai mult decât animalele mai mici. Să ne gândim, de exemplu, la micile animale, șoareci, șobolani și așa mai departe, trăiesc destul de puțin, pe când elefanții trăiesc mult. E bine, s-au descoperit pe această planetă pe care trăim, de mai multe ori, dar de fiecare dată au fost date la o parte și nu au fost luate în calcul, pentru că dădeau peste cap teoria evoluționistă simplă a lui Darwin, s-au găsit schelete de 5 metri înălțime, chiar de 6 metri înălțime. Un asemenea schelet a fost găsit și pe teritoriul țării noastre. Dacă aplicăm această teorie, proporția între 6 metri și 1,80 m, să zicem, este de 3,3. Însă proporționalitatea nu este directă, ci este la pătrat. Înmulțind 3,3 cu 3,3, rezultă fix 10. Cu alte cuvinte, o persoană mai înaltă de 3,3 ori decât omul actual trăiește mai mult de 3 ori 3 ori 3,3, adică 10. Deci, practic, de 10 ori vârsta actuală. La cum dacă un om, de 40 dacă un om cât de cât echilibrat și sănătos poate să trăiască lejer 90 de ani, mama mea se apropie de 90 de ani. Mulțumesc. Și scuze-mă că aduc vorba, dar conduce mașina, și-a luat mașină nouă, se ocupă de stupi, merge la nod de mai multe ori pe săptămână, deci e perfect sănătoasă și se apropie de 90 de ani. Deci se poate. Și mai mănâncă și carne. Ei, nu foarte mult însă. Și atunci este clar că dacă în vremurile îndepărtate oamenii erau uriași, trăiau mai mult. Acum această teorie mai trebuie completată în felul următor. Se pare că dacă o populație are un număr foarte mare de indivizi, tocmai pentru că acești indivizi se înmulțesc foarte repede, ei pot să și moară foarte repede și foarte ușor. Cu cât o populație își restrânge numărul de indivizi, se pare că primește o energie mai mare, poate chiar pentru a supraviețui. Și atunci se crede că în vremurile îndepărtate, nu numai că trăiau uriași pe pământ, dar aceștia erau foarte puțini ca număr. Simplu fapt că erau puțini și uriași făcea să aibă această vârstă matusalemică și să aibă chiar puteri paranormale. Majoritatea scheletelor s-au găsit, în special cranii uriași, Alina, adică vezi fotografii cu oameni și craniul este aproape cât un om, normal. Aveau o mică gaură aici, ceea ce ne duce cu gândul la legenda ciclopilor, dar nu este vorba despre asta. Avem aici în spate o glandă specială, glanda pineală, care poate percepe lumina și care trebuie păcălită, adică trebuie să fie întuneric în cameră ca să producă melatonină și să putem dormi bine. Această glandă este implicată și în fenomenele de clarviziune. Se presupune că, având această deschidere aici, acei uriași erau și clarvăzători și aveau puteri paranormale. Poate așa se explică acele construcții megalitice care nu pot fi ridicate nici cu cele mai performante macarale pe care noi le avem astăzi. Și acum, legat de asta în paranteză, vreau să spun că există o speculație, și subliniez, este doar o speculație pentru că nu este dovedită, că unii oameni s-au gândit la acest lucru că ar fi interesant ca populația Pământului să se reducă pentru că în felul ăsta durata de viață ar crește. Nu este adevărat, deci acești oameni se înșeală, pentru că mai este vorba despre altceva. Pământul nu are o populație foarte densă, deci densitatea media Pământului este de 55 de oameni la kilometru pătrat. Dacă luăm în considerare că un kilometru pătrat are 100 de hectare, asta înseamnă că un om are 2 hectare. E mult.
Alina, adică avem teren, putem să ne mai mulțim chiar. Ideea este că acest sentiment că ești măreț și că sunt mai puțini oameni pe planetă este dat de gradul de spiritualizare. Când ești un om atomic, atomizat, adică fărâmițat, pentru că te-ai îndepărtat de Dumnezeu și ești foarte apropiat de materie, ai senzația că ești un nimeni, că ești pur și simplu un atom pierdut în spațiu. Pe când atunci când te apropii de Dumnezeu, ai sentimentul interior că ești măreț, pentru că participi la măreția lui Dumnezeu și de asemenea nu mai ai senzația că este aglomerație în jurul tău. Și atunci, de fapt, revin la ideea inițială, asta este soluția. Omul primordial era apropiat de divinitate. Dacă este să dăm câteva metode de a prelungi viața între 5 și 10 ani, de exemplu, consumatul regulat al chefirului. Chefirul orientează fermentația digestivă de la fermentația putridă la fermentația lactică. Numai acest lucru adaugă vieții 10 ani. Eu zic că în condițiile în care unii bătrâni fiind se agață de viață și sunt disperați să mai trăiască un an, ar face bine, de exemplu, să consume chefir sau să o lase mai moale cu consumul de carne pentru a primi ani buni de viață. Și, dacă îmi permiți, pentru că l-am cunoscut personal pe Valeriu Popa și am avut acest privilegiu, eu îl vizitam ca prieten, nu ca bolnav. Și, apropo, eu i-aș spune sau l-aș numi pe Valeriu Popa un Edgar Cayce al României. De fapt, nu se știe să fi greșit odată la un diagnostic, nici măcar o singură dată. Și toți oamenii care urmau tratamentele lui foarte dificile, de altfel, se vindecau. Și la un moment dat l-am întrebat pe Valeriu Popa, uite, ce mi-ai recomanda pentru o sănătate mai bună? Și la început, cu ceaiuri, cu fierturi, cu o dietă foarte severă, cu frunze de varză. Și am spus, domnul Valeriu Popa, eu duc o viață foarte activă, predau yoga, călătoresc, țin conferințe, nu am timp de așa ceva. Și atunci el mi-a spus, atunci, dragul meu Eugen, o să-ți vorbesc despre o metodă tradițională folosită și în popor, nu este grațioasă, se numește urinoterapia. Atâta am de spus și le vreau să studieze, sunt urmașii al lui Valeriu Popa, care au învățat foarte bine de la el și au aplicat această metodă și, într-adevăr, și-au prelungit durata vieții. Era folosită și de medicii germani atunci când intrau în, ca să zic așa, lipsă de medicamente în timpul războiului și a avut rezultate foarte bune. Dar aș mai avea o soluție până la soluția ta, evoluția în conștiință. Evident. Da? Deci sunt persoane care trebuie să înțeleagă, vorbeam și la prânz cu Lucrețiu, despre faptul că în această perioadă, știți foarte bine, de tipic neptunian, dacă noi elevăm și ne ridicăm nivelul conștiinței, adică începem să percepem toate necazurile, blocajele, tot ce se întâmplă în jurul nostru, nu mai numim, cu un nivel de conștiință superior. Ce înseamnă conștiință superioară și ce înseamnă un nivel inferior? Un nivel inferior, de exemplu, sunt oamenii conflictuali, oamenii care nu fac decât să-i acuze pe ceilalți, toți sunt de vină, numai ei n-au nicio vină, ei le știu pe toate și așa mai departe. Deci sunt oameni care au un nivel de conștiință inferior pentru că ei arată cu degetul la ceilalți, dar ei n-au nicio vină. Da. Lângă faptul că este un lucru foarte urât, este și un lucru care îți coboară vibrația. Oamenii cu conștiință înaltă întotdeauna gândesc filozofic lucrurile. Se gândesc, mă, omul ăsta, chiar dacă a greșit la un moment dat, cine sunt eu să-l judec? Dumnezeu o să ne judece pe toți. Nu te judec eu pe tine sau tu pe mine și așa mai departe. Da? Deci pornind de la premisa că Dumnezeu este unicul care ne judecă nouă păcatele, acum nu o să stăm să arătăm cu degetul toată viața la ceea ce mi-a făcut tata, mama, copilul, prietenul, iubitul, iubita și așa mai departe. Noi trebuie să ne elevăm și să înțelegem că fiecare om are păcate, că altfel am fi îngeri. Clar. Da, și asta deci este un conflict. Bârfa este un conflict. A-l arăta pe altul cu degetul, da, este un conflict. Deci elevând conștiința, având numai preocupări în muzica, vorbea Lucrețiu după emisiune despre muzică, cât de important este. Mare atenție ce muzică ascultați. Dacă ascultați muzică, melodii cu vibrații joase, nu, poate mă ajutați voi cu ce melodii sunt cu vibrații joase, nu poți să ai pretenția să ai o vibrație ridicată. Deci de la muzica pe care o asculți, filmele pe care le urmărești, până la tot ceea ce faci peste zi, cum spune Saturn, spune-mi cu ce te ocupi toată ziua ca să spun cine ești, tu ăla ești. Da. Tu degeaba vii și îmi dai un citat dintr-o carte pe care ai citit-o tu, că ți-ai cumpărat o carte să arăți că ești deștept, ai luat un citat de acolo și îmi vehiculești citatul ăla, dar toată viața ta este otrăvită. Adică tot ceea ce faci neața până seara e doar să bârfești, să-i critici pe alții, să-i arăți pe alții cu degetul, dar tu nu faci nimic să elevezi. Atunci tu asta ești. Un bârfitor, un acuzator, un deviat și asta este. Deci trebuie să fim foarte atenți că noi trebuie să avem prin toate activitățile noastre o activitate elevată. Nu mai bârfim, nu mai arătăm cu degetul, ne concentrăm în interior cine suntem. Nu-i lasă-i pe alții, că și dacă sunt, nu știu, să zicem că eu aș fi sora lui Eugen. Eu sunt sora lui Eugen doar în viața asta, da? Sau sora lui Lucrețiu.
În altă viață poate nu mai am nicio relație cu el. Deci ca atare trebuie să mă concentrez pe mine. Pentru că toți oamenii din jurul meu, oricât de mult i-aș iubi, temporar sunt alături de mine. Am concentrat toată atenția pe ce spun alții, cum sunt alții, cât mi-au greșit alții. Este un consum enorm de energie care nu face decât să ne devieze total de la ceea ce trebuie. Mare atenție la acest lucru. Asta este, de fapt, șansa omului modern, de fapt, de a evolua împreună cu turma. Adică dacă se produce o schimbare la nivel de conștiință, la nivel de turmă, atunci oamenii urmează turma și se crede, se speră că asta se va întâmpla în perioada următoare, cu mențiunea că noi trăim într-o realitate dialectică. Ce înseamnă dialectică? După o perioadă conflictuală urmează o perioadă de pace. Cu cât perioada conflictuală este mai intensă, cu atât perioada de pace este mai profundă și mai lungă. Ori acum trebuie să recunoaștem că trăim într-o perioadă conflictuală și societatea românească este fracturată, oamenii se arată cu degetul, se acuză unii pe alții. Asta nu poate să dureze la nesfârșit. La un dat oamenii obosesc, Alina, și au nevoie de o odihnă sufletească. Și atunci se speră că în perioada următoare de liniște care se va produce, se va realiza și acest salt colectiv. Și atunci oamenii vor începe să trăiască mai mult doar pentru că participă la o societate îmbunătățită. Apropo de asta, încă un element care prelungește viața este respirația, mai precis rărirea conștientă a respirației. Ne scurtăm viața fiind agitat și respirând agitat și revenind la alimentație, tot Valeriu Popa avea o vorbă: ne săpăm mormântul cu dinții, adică atenție la ce mâncăm, pentru că noi de fapt am primit o viață lungă și doar ne-o scurtăm din neatenție mâncând ce nu trebuie. Ce voiam să spun, apropo de ce ziceai mai devreme, este faptul că aceeași realitate se manifestă atât în plan material cât și în plan spiritual și este vorba de ritmul metabolic. Pentru că broasca țestoasă are un ritm metabolic lent, la fel ca reptilele în general. Și respiră foarte lent. Mamiferele mari față de cele mici, păsările mari față de cele mici. Acest ritm metabolic este setat în lumea animală genetic. În ceea ce îi privește pe oameni, aici este vorba de o alegere. Corect. De ce? Corect. Pentru că agitația mentală, care este tipică societății moderne, bazate pe lucruri făcute rapid, imediat, și pentru obiective de scurtă durată, creează o agitație imensă. Da? Deci ritmul metabolic crește foarte mult în urma unui stres indus pentru rezultate mai bune, că într-adevăr rezultatele sunt mai bune în urma acestui ritm metabolic mărit. Dar scurtează viața. Da. Ceea ce trebuie să învățăm noi, Vasile Andru era cu Oratio Mentis, era rugăciunea inimii în ortodoxie și nu numai, sunt tehnicile indiene de concentrare, de meditație, de contemplare. Așa. Și o să vreau să vă propun, îmi cer scuze, Lucrețiu, o emisiune ulterioară în care aș vrea să vorbim despre faptul, ea pare simplă, dar va fi un subiect destul de greoi, despre faptul, tot în formula asta, despre faptul că totul e un tot și că nu poți să asculți politică, muzică de vibrație joasă, să te îmbraci, nu mai zicem cum, să ai vicii peste vicii și să pretinzi că ai o vibrație foarte înaltă. Nu și merge. Nu merge. Deci, ce vreau să spun și imediat, îmi cer scuze, Lucrețiu, aș vrea să facem această emisiune neapărat. Totul este un tot. Deci să nu uităm acest lucru. Nu poți să vorbești urât, vulgar, să ai vicii peste vicii și tu să spui că ești un om elevat care le știi pe toate. Nu. Nu poți. Dacă tu nu ai o viață elevată cu totul, nu prea poți măcar să-ți admiți statutul. Așa sau dacă este. Toată ziua nu faci decât să acuzi și să Doamne fii conflictual. Ceea ce vreau să spun este concluzia, am ajuns la final? Înălțarea, deci pentru o viață lungă trebuie să ne ridicăm spiritual și ritmul metabolic este mai lent și ajungem la energia rădăcină care ne dă viață și ne justifică existența în plan material. Iar binele făcut celorlalți trebuie să primeze, pentru că ne înalțe porunca lui Dumnezeu, iubește-ți aproape ca pe tine însuți, trebuie să înțelegem lucrul ăsta, iar pe noi trebuie să ne iubim ca pe Hristos și atunci, tot, exact cum ai spus, și totul este tot. Să trăim mai mult în interior. Poate data viitoare o să facem și niște corelații cu astrologia. Dacă trăiești foarte mult pe vorbe, care sunt casa a treia, Mercur, discuții, șuietă, bârfă, n-ai cum să trăiești pe interior, care este Neptun, credință, introspecție. Deci un om care bârfește toată ziua și comentează pe alții, n-are cum și scurtează viața, n-are cum să fie în Dumnezeu, pentru că el nu face că se uite la alții, dar despre el, despre sufletul lui, despre relația cu Dumnezeu, nu știe mai nimic. Deci mare atenție cum folosiți energia, mare atenție, trebuie să învățăm din nou, dacă vrem să fim sănătoși și să avem imunitate bună, să trăim în noi, să trăim cu noi
și nu mai puțin atenție la cei din jur, în sensul că cei din jur să ne ocupăm de ei, să fim egoiști, nu în sensul acesta, dar mai puțin atenție la aspectele negative ale celorlalți. Dacă poți să ajuți un om, ajută-l, dar nu mai critica atâta, că nu faci decât să enervezi universul. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate sfaturile și neapărat aș vrea să facem emisiunea propusă. Ne revedem și sâmbătă următoare. La revedere! Bună seara!